Insta, Facebook și Twitter. Yeah. Europa FM. Pe Facebook acum, pentru că avem rațiunea zilei și se află și Cătălin Striblea în studio. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Bine ai venit, la mulți ani pentru sâmbătă, pentru mulțumesc. Că nu știu dacă ne-am întâlnit, nu cred că ne-am mai întâlnit. Pentru ne-am că întâlnit odată în trafic. Da, da, și nu m-a recunoscut. Da, stai și m-am gândit, eram cu domnul Popescu și m-am gândit, nu cu domnul Popescu, pe care știți voi, cu colegul nostru. Și ne-am uitat amândoi și am zis, dar cine e, dar cum e, avea și ochelari de soare. Păi, dacă era soare, da. Da. Eu mă bucuream că mi-a făcut cu mâna, dar până la urmă, știi? Ce ai zis? Că e un fan care nu, te salută. Nu, am zis, e clar că ne cunoaște, că ne-a salutat, dar și amândoi am zis, dar știm mașina asta. Da. Și e bine. Asta, măcar știm, mașina o cunoașteți, da. Mă rog, posesorul. Nu te-am văzut bine, nu? Că ai geamurile cumva făcute, nu sunt albe, sunt un pic verzui, nu știu sunt cum. Sunt cu folie din... Sunt cu folie, nu da. Nu sunt cu folie, așa a venit mașina. Așa a venit, da, e ceva... Mă oprește poliția acum, mă primește să dau folia jos. N-ai, mă, nu, că nu e folie, e cumva când bate soarele, ești umbrit, nu te ești bine văzut acolo. Am înțeles. Dacă nu sunt bine văzut în mașina asta, nu e o calitate. Nu te vezi bine. Cătălin, am impresia că astăzi ai un subiect așa foarte eco, nu știu de ce. Da, foarte, mi-a sărit în ochi, hai că vă explic, mi-a sărit în ochi și am zis, băi, ăsta e genul de problemă care nu poate fi rezolvată niciodată, că ține cont de atitudinea noastră. Hai să povestim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Cred că acum nu mai e niciun secret pentru nimeni că o mare parte din gazul metan care se produce în lumea asta și care încălzește atmosfera, să spunem așa, eliberat în atmosferă, vine de la vaci, emisii de metan. Da. E, ăsta e adevărul. Ce să facem? Acum am lăsat mașinile, mergem cu vaci. Da. Vaci electrice. Și mașini, și mașini, și vaci. Vacile electrice. Da, asta e adevărul, că vacile produc metan. Ce să facem? Asta e treaba. Da, ele mănâncă și produc metan. De când lumea săracele da, numai că acum avem din ce în ce mai multe vaci care trebuie să facă mâncare pentru din ce în ce mai multă lume. Aia e problema, că s-a mulțit numărul acesta, noi mâncăm mai mult, vrem să mâncăm mai multă carne, a crescut nivelul de trai, realmente a crescut nivelul de trai pe toată planeta de-a lungul ultimului an. Aproape pe toată planeta. Nu, păi tu, fiecare să compară cu ce avea. De exemplu, în China, oamenii nu mâncau înainte de anii 90-2000 carne decât era un studiu care zicea o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. Astăzi, în dieta chinezului, care e cea mai mare populație a planetei, a intervenit carnea uneori și de 3-4 ori pe săptămână. Eu am văzut un documentar în weekend din Ghana, producător de cacao, unul dintre cei mai mari producători de cacao. Ce și oamenii ăia n-au văzut în viața lor o ciocolată. Da, e adevărat. Da, e adevărat. Deci, acolo se face forme de sclavie. Da. Acolo, însă, în Ghana, există o formă puternică de imigrație, dacă mă bag în subiectul ăsta. Oameni care vin din alte țări pentru că e mai bine la cacao, unde ai o formă de sclavie modernă, e mai bine totuși să fii culegător de cacao decât în țara vecină unde nu ești culegător de nimic, știi? Ah, ok. Dar și acolo, pe ansamblu, nivelul de trai a crescut. Să mănâncă mai bine, mai mult, drept urmare, revenim la vaci. E, acum există un raport independent al unei organizații non-guvernamentale care măsoară cum să face scăderea metanului. Nu, stai un pic. Uniunea Europeană... Îți dai seama la ce m-am gândit, da, că știu. Măsoară cantitatea de metan. Așa măsoară. Să știi că se măsoară și aia, de la vacă. Deci se duc la fundul vacii. Da, și probabil că au niște dispozitive. Da, deci, Uniunea Europeană are un plan care zice cum scăpăm noi de metanul care ne sufocă. Punem dop. Și a zis, doamne, toți sunt escalați pe industrial, zic oamenii ăștia, dar uite, o mare problemă este cu vacile care dau o cotă foarte mare din metanul ăsta. De fapt, jumătate din poluarea din agricultură este dată de vaci. Și atunci oamenii ăștia au făcut niște calcule de-astea matematice, că e statistică, și au văzut cu cât reușim să scădem în anii aceștia emisiile de carbon. Așa, de gaz de stat de seară, da? Și au zis, păi dacă o ținem tot așa, nu că nu o să reușim, dar nici nu putem să ne atingem obiectivele fixate, că Europa a zis că până în 2050 reduce la jumate. Unul dintre motive, zic ei, este faptul că suntem mulți, avem prea multe vaci și ce spun ei? Ei nu zic, băi, nu crește sau omorâ sau nu știu ce. Încercați să convingeți populația
să consume mai puțină carne și mai puțină lactate. Asta e soluția lor. Adică dacă convingeți, spun oamenii ăștia de la organizația asta neguvernamentală care se numește Changing Market Foundation, așa, zice, dacă convingeți 10% din populația Europei să devină practic un fel de vegetarieni... Sau să treacă spre porc, de ce nu? Sau spre pui? Sau așa, să înțeleg că da, asta da, e da, ideea, poate să fie și asta soluția, atunci, zice, s-ar putea să mai reușiți, da? Și, uite, să-ți dau aici o cifră care știu că noi nu ne uităm, pare așa ceva îndepărtat, nu, lucrurile se petrec acum. Emisiile de metan ale fermelor din Uniunea Europeană sunt echivalente cu emisiile totale pentru 50 de termocentrale pe cărbune și cu toate acestea, zic ei, politicile care ar duce la reduceri semnificative prin încurajarea tranziției la diete mai sănătoase, cu mai puțină carne și lactate, sunt complet absente din planurile Uniunii Europene, zic oamenii ăștia. Deci, fermele din Uniunea Europeană funcționează cât 50 de termocentrale. Adică, așa este, dar nu știu de ce li se pune poate doar pe Europa, pentru că pun pariu cu tine că cel mai mare consumator de carne de vită nu este Europa, ci este Statele Unite. Da, cu siguranță. Și americanii zic la fel. Da. Și americanii zic la fel. Știi că în America există curentul ăsta care zice, dar ce treabă aveți cu noi că cel mai mare consumator este China de nu știu ce. Ah, bine, își pasează chinezii. Nu, noi ne pasăm problema asta noi între noi. Noi cu americanii, cu chinezii, problema asta, că de asta zic că este nerezolvabilă. Pentru că ea ce ne cere? Să renunțăm la stilul nostru de viață. Asta este propunerea pe care o face fiecare politician din lumea asta, care e conștient că pentru copii sau pentru viitor o să ne prăjim aici, dar ne prăjim încet, că de aia nu simțim foarte tare. Și ce propunere ne face? Bă, consumați mai puțin. Ori propunerea asta, la nivel mental, pentru fiecare persoană de pe lumea asta, este inacceptabilă, ca și cum ți-a spun eu acum, Radule, mai lasă tu, mă, mașina aia șmecheră cu care am început. E ciudat, da, e ciudat, pentru că asta s-a întâmplat și în Spania, dacă da. Sunt să ne gândim la cele coride, asta s-a întâmplat și în România, când nu mai aveai voie să crești porcul în bătătură sau mai mult de doi porci. Da, deci punem tot felul de obiceiuri la care trebuie să renunți. Bala animal, bala mâncarea preferată, bala asta. Dacă ți-aș spune astăzi să vii pe jos, o să fii nemulțumit. Vino mâine pe jos. Hai că contribuiești tu ceva. Reduceam presa. Studiul ăsta l-au făcut indienii sau? Nu, e făcut de niște europeni. Acum eu de asta zic că eu am venit doar să, cum să zicem la noi frumos, am venit să trag un semnal de alarmă, mă iertați, da. Știi? Lasă, și nu mai ce. Lasă-mă, bine, măi, hai, termină. Deci nu mai avem voie nici oricum, carne de vită e scumpă, e cea mai scumpă. Da, deși sănătoasă. Da, noi nici scumpă. Nu avem cultura asta în România de a mânca preparate de vită. Deci nu privește pe noi. Deci am putea trece ușor, dar mai atins cu lactatele cu și laptele, cu brânza și... Păi să mâncăm de asta, numai de oaie. Adică du-te tu la un țăran și spune că trebuie să renunțe la vacă. El care s-a născut din... Asta, da cei care cu vaca în bătătură din moși strămoși. Asta se întâmplă în mod natural, pentru că munca la vaci, aici în ferme individuale, nu e o muncă plăcută, nu mai este dezirabilă. Și o să vezi, de exemplu, eu la un moment dat aveam niște cunoștințe la țară aici, în Argeș, pe o stradă unde fiecare familie avea vacă, o stradă lungă, așa. Și a scos din sărăcie vaca aia, ideea, știi? Acum... că vindeau brânză, mai vindeau un litru de lapte, tot așa. Îți mulțumesc. Gata, am încheiat. Cătălin, poftele. Vedem ce s-o mai întâmplă. Cred că în vreo 10-15 ani nu o să mai creștem nimic și o să mâncăm lăcuste. Nu? Văzut lăcustele alea bune de mâncat, da, de le prezintă băieții dimineața. Te așteptăm și mâine. Pe aceeași frecvență cu tine. Suntem Europa FM.